Festivitățile care au marcat ziua Colegiului Economic Ion Ghica din Târgoviște, sărbătorită pe 29 octombrie, au debutat cu dezvelirea bustului omagial al scriitorului, omului politic și economistului, patron spiritual al instituției de învățământ, Ion Ghica. Lucrarea este semnată de sculptorul piteștean Marius Viorel Ivanovici. În prezența președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Tuțuianu, administratorului public Alexandru Oprea, inspectorului școlar general profesor Ion Sorin, a senatorului Leonardo Badea și a sculptorului Marius Viorel Ivanovici, a avut loc dezvelirea bustului omagial Ion Ghica în incinta Colegiului Târgoviștean, care îi poartă numele. Nu avem suficiente cuvinte pentru a exprima recunoștința noastră, bucuria și mândria pe care le simțim ca participanți la acest eveniment deosebit de important pentru școala noastră și pentru orașul nostru, dezvelirea bustului comemorativ Ion Ghica. Vreau să fiți mândri că liceul în care învățați și liceul în care învățați pe elevi poartă numele unui om care a fost de atâtea ori prim-ministru, președinte al Academiei Române și despre care nu știm ce să spunem mai înainte, că a fost un mare matematician, mi așa îmi place să spun, dumneavoastră vă place să spuneți că a fost un mare economist, dar în orice caz a fost unul dintre marii noștri înaintași. La mulți ani, la mulți ani tuturor, la mulți ani acestui minunat liceu, vreau să vă spun că mă simt extrem de emoționat și foarte, foarte onorat ca una dintre lucrările mele și de astăzi înainte, poate cea mai importantă lucrare a mea, stă așezată în fața acestui liceu, într-un oraș plin de istorie. Toți cei care am fost elevi, toți cei care au fost profesori, profesorii noștri și profesorii altora, au creat aici o identitate pentru învățământul românesc. O identitate care s-a remarcat prin seriozitate, s-a remarcat printr-un înalt nivel academic, științific, un elev foarte bun, un liceu care a devenit de referință pentru Târgoviște și, eu zic, și pentru România. Vreau să vă spun că am un sentiment de satisfacție. Încerc totdeauna să mă țin de cuvânt. Anul trecut, la 90 de ani, am făcut o promisiune în sala de jos și, fiind un tip organizat, cei care mă cunosc știu lucrul acesta, îmi notez tot, nu uit niciodată nimic. Și anul acesta, în cadrul unei tabere de sculptură pe care am înființat în urmă cu 2 ani de zile, am reușit să realizăm și ceea ce am promis anul trecut. Momentul acesta are o dublă semnificație. Mai întâi de toate, cinstirea memoriei unei personalități marcante a României și a unui om cu legături strânse cu județul Dâmbovița și, în al doilea rând, cinstirea dumneavoastră, celor care dați astăzi și a înaintașilor dumneavoastră personalitate și importanță unei școli recunoscută la nivel județean și la nivel național. Trebuie să menționăm faptul că președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Tuțuianu, s-a achitat de o altă promisiune și anume realizarea acestui bust. Colegiul Ion Ghica din Târgoviște este o unitate etalon pentru învățământul dâmbovițean și național.